Abia de luni, contribuabilii pot achita taxele și impozitele locale la primăria Suceava. În prima zi, când ghișeele au fost deschise, s-au achitat dări în valoare de 280.000 de lei, iar marți de 234.000 de lei, față de 60-70.000 de lei cât se încasa într-o zi normală de lucru. Așa cum prevede noul cod fiscal, niciun contribuabil nu-și poate plăti taxele și impozitele locale decât după ce scapă de amenzi. Astfel, 30% din suma încasată până acum reprezintă amenzile. Cei care se grăbesc și până la 31 martie 2016 își plătesc integral dările pe anul acesta, beneficiază și de o reducere de 10% la impozite, iar cei care vor să plătească datorii vechi au șansa să reducă cu 73,3% din majorările aplicate restanțelor. De altfel, 220 de persoane fizice și 35 de persoane juridice au făcut cererea pentru a li se aplica scutirea din noiembrie, de când a intrat în vigoare legea, și până acum. Conform tradiției, aș putea să spun, dar nu din demagogie, din a da un exemplu, prima achitanță a fost a primarului, achitanța numărul 1 din 11.1.2016, am plătit 331,9 lei pentru proprietățile care le-am pe municipiul Suceava, e vorba de 13 lei impozit pe teren, și aici să știi că în acest an se plătește și impozit terenul pe clădire, până acum nu era acest lucru. Mijloace de transport 57,6 lei, impozit clădire 141,3 lei, și 120 de lei taxe de ecologizare. Eu recomand să vină la ghișeile primăriei să poată beneficia de acele taxe de reducere cu 10% până la 31 martie 2016 și cei care au, sigur, posibilitatea să beneficieze de scutiri de majorări cu 73,3%.